Bună seara și bun găsit la o nouă ediție, un stil de viață sănătos, ediția cu numărul 201. Trebuia să subliniez și de acum încolo voi sublinia de fiecare dată la câta ediție suntem, pentru că suntem tare mândri de treaba aceasta, că am ajuns la această cifră foarte frumoasă. Astăzi, din nou, o ediție de excepție, spun eu, alături de invitate foarte speciale, două doamne doctor din linia 1, din linia 0, zic eu, pentru că veți afla de ce. Înainte de a le prezenta pe cele două doamne doctor alături de domnul academician profesor Nicolae Hâncu, îmi permit să dau citire unei depeșe care a apărut acum pe fluxurile de știri. Cel mai nou studiu spune, oamenii de știință au anunțat cât durează imunitatea dată de infectarea cu coronavirus. Mai departe, citez, imunitatea la infecția cu SARS-CoV-2 poate dura cel puțin 6 luni, potrivit unui studiu publicat într-o revistă de prestigiu internațională și realizat asupra a 87 de persoane care au fost infectate cu acest tip de coronavirus. Relatează o agenție de presă. Mai departe sunt niște date foarte tehnice cu care nu vreau să vă încarc nici memoria de aștere spectatori. Vom avea și legături în direct cu dumneavoastră, pentru că doresc neapărat să avem o discuție interactivă pe cât se poate. Deci, alături de noi în această seară, în această ediție, doamna dr. Violeta Briciu, director medical, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca. Sărut mâine, estimată doamnă doctor. Mulțumim că sunteți din nou alături de noi. Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație. Și doamna dr. Iulia Trifu, ambele, o spun de pe acum, ambele doamne au fost deja acum câteva săptămâni alături de noi și atunci erau după un moment foarte important în viața domnilor lor și acum sunt după al doilea moment foarte important. Vorbesc, bineînțeles, despre vaccin. Doamna dr. Iulia Trifu, medic specialist radiologie, imagistică medicală. Sărut mâine, doamna dr. Trifu. Bună seara. Mulțumesc pentru invitație. Noi vă mulțumim că sunteți alături de noi și, bineînțeles, co-moderatorul, co-producătorul și co-gânditorul acestor ediții, ajunse la 201 ediții, domnul profesor Nicolae Hâncu. Bună seara, domnule profesor! Bună seara tuturor! Până acum nu mi-ai spus co-gânditor niciodată. Păi, de fiecare dată mai venim cu niște noutăți, domn profesor. Să nu ne plictisim! Da. Doamnele doctor, am înțeles că sunteți după cea de-a doua premieră, hai să-i spun așa, cu a doua vaccinare. Rapel, spuneți-mi, vă rog, cum a fost, doamna doctor Briciu? A fost la fel ca și după prima doză, deci foarte bine mă simt și astăzi, la fel ca și acum 3 săptămâni la o zi după prima administrare a vaccinului. O reactogenitate locală, acea durere la locul administrării, am resimțit-o și după doza 2, dar nu a fost cumva mai intensă această durere. Când a fost? Astăzi s-a întâmplat? Nu, am resimțit-o la 12 ore după administrare. Nu, când a fost a doua vaccinare? Vaccinul a fost ieri dimineață, la ora 8. Ieri dimineață. Doamna doctor Trifu, dumneavoastră? Pentru mine a fost chiar mai ușor decât la prima administrare. Eu n-am mai avut nici durerea locală pe care am simțit-o după prima doză și nicio altă reacție adversă deocamdată. Domnule profesor, dumneavoastră câte zile mai aveți până la a doua doză? Mai am o săptămână și aștept cu nerăbdare. N-ați avut nicio problemă în aceste 2 săptămâni? Nu, absolut. O primă întrebare. Eu de pe acum am să dau, cu permisiunea dumneavoastră, numărul de telefon telespectatorilor, dar vă rog foarte mult, din suflet vă rog, vaccinarea continuă. Aceasta este tema noastră de astăzi. Ați văzut și dumneavoastră, stimați telespectatori, cine sunt invitații noștri de astăzi. Vă rog pe tema dată să ne sunați de oriunde ne veți suna. 0264420135, număr cu tarif normal și așteptăm cu nerăbdare întrebările dumneavoastră pe această temă. Eu deja am câteva întrebări, estimate doamne, pe care vrând nevrând le-am cules din oraș, din Cluj și nu numai, telefoane, mesaje. O întrebare care mi-a parvenit acum câteva minute bune, de ce se aplică acest vaccin în braț și nu în altă parte a corpului? Doamna Briciu. Este o masă musculară foarte bună pentru administrarea vaccinurilor. Celulele musculare, miocitele, sunt cele implicate în producerea proteinelor care vor stimula răspunsul
imun, deci se preferă mase musculare și la fel ca și pentru alte vaccinuri, deltoidul este un mușchi accesibil și utilizat ca masă musculară. Dați-mi voie să-i transmit curiosului care a pus această întrebare, cred că numai din curiozitate, pentru a se auzi vorbind, pentru că e mult mai ușor să îți ridici mâneca de la cămașă decât să-ți dai jos pantalonii, nu? Bun, păi, dar nu cred, domnule profesor, nu cred că din răutate a pus întrebare. Știți că sunt niște pentru N-am dumneavoastră... N-am zis răutate, am zis curiozitate. Da, da, pentru dumneavoastră, medicii acestea sunt niște întrebări mai mult decât banale, vă cred. Dar oamenii în astfel de situații întreabă orice. Să poarte ceasul pe mâna stângă, nu, să nu poarte, să nu știu ce. Ați văzut, păi dacă să nici nu mergem mai departe, Klaus Werner Iohannis, după ce s-a vaccinat, ați văzut și dumneavoastră acele poze, l-au făcut Rambo, l-au făcut Johnny Weissmuller, l-au făcut de toate cu brațul acela, da? Știți foarte bine despre ce vorbesc, ce să mai povestim. Revenind la studiul acela pe care l-am citat în deschiderea ediției de astăzi, am să încerc să mă duc înapoi pe acest text. Imunitatea la infecția cu SARS-CoV-2 poate dura cel puțin 6 luni. Doamna doctor Trifu, doamna doctor Briciu, încep cu doamna Trifu. De toate se aud, exact așa cum i-am pus întrebarea și ne-a răspuns domnul profesor Hâncu cu de ce brațul drept, de ce brațul stâng, de ce nu coapsa. Mă rog, toate întrebările se pun acum. Ce se știe despre această perioadă? 5 luni, 6 luni, 8 luni? Chiar înainte de emisiune discutam cu câțiva colegi, unii care suntem trecuți prin... Domnule profesor Hâncu, sper că mai veniți înapoi în emisiune. Da, bineînțeles. Bine, bine, bine. Ce se întâmplă? Ce se știe la nivel... Eu vă întreb acum pur medical. Dumneavoastră sunteți cu informațiile la zi. Ce se știe? Cât este imunizat cel care este vaccinat, cât țin anticorpii aceia, pentru că auzim diferite perioade, 3 luni, 6 luni, nu te vaccina, nu știu, primele câte luni de zile. Doamna Trifu, dumneavoastră, ce știți? Deocamdată știm că nu știm. A, ca să zic e bun, așa. E, și așa e bine. Nu e certă această perioadă, încă sunt studii în derulare și așteptăm informații noi. Deocamdată ne-am putut baza, așa ca și o convenție, pe 3 luni. Mai 3 luni, adică ce înseamnă aceste 3 luni, ca să înțelegem? 3 luni de protecție. Protecție 3 luni de după zile. După ce s-a trecut prin boală. Am înțeles. Doamna doctor Briciu? Aici trebuie să subliniem și variabilitatea individului în răspuns imun și avem exemple din practica clinică în care pacienți cu forme severe de boală evaluați serologic după trecerea prin boală nu au dezvoltat anticorpi, pacienți cu forme ușoare care au sau nu au anticorpi. Bineînțeles că răspunsul imun este mai complex și nu doar anticorpii, și limfocitele T cu memorie au un rol important în prevenirea reinfecției și la acest moment dat noi nu putem evalua acest răspuns imun în limfocite T, ci doar în imunglobuline G, care au un rol important în prevenirea reinfecției, dar nu putem da cu certitudine un răspuns la nivel de individ. Continuă studiile și noi vom derula un studiu la nivelul spitalului și vom evalua răspunsul imun post-vaccinal la personalul nostru vaccinat, dar vom vedea când și cum se va lua în discuție încă o doză de rapel, de redeșteptare a răspunsului imun după prima vaccinare cu 2 doze. Vă întrerup un pic, fugim câteva minuțele la Slatina. Doamna Ioana, sărutuile, bună seara, ați venit în emisiune. Sunteți în direct. Da. Vă ascultăm. Alo? Da. Da. Bună seara, fiți vă rog amabil, mă numesc Popescu Ioana din Slatina și mă interesează pentru un cuplu, 34 de ani, fata și 40 băiatul, doresc vaccinare, are importanță, mai pot să rămână însărcinată pentru copii? A, deci dacă va fi domnița gravidă, dacă sau este gravidă, se poate vaccina sau nu? Asta este întrebarea, da? Nu este, da? Deocamdată gravidă, dar na, se
Deci poate rămâne însărcinată oricând următoare după ce face vaccinul? A, dacă poate rămâne însărcinată. Doamnele doctor, dacă au un răspuns pentru doamna Ioana din Slatina? Sau poate să mai aștepte o perioadă mai de câteva luni? Am înțeles. Doamnelor? Aș răspunde eu aici legat de indicația vaccinării la gravidă. Nu avem încă date și păstrăm acea perioadă, să spunem, de siguranță de o lună după vaccinare de evitare a sarcinii. Dar studiile existente pe animale, studiile preclinice, nu au dovedit niciun efect teratogen a vaccinurilor pe bază de mRNA sau ADN. Și aici aș fi cu surprindere, am aflat și eu, avem studii din 1982-1987 pe șoareci vaccinați cu vaccinuri pe bază de ADN și nu s-a obiectivat prin urmărirea până la un an a modificărilor la nivelul gonadelor. Deci nici studiile pe animale, care au continuat, bineînțeles, cu date de siguranță, nu vin să susțină acest risc asupra unei viitoare concepții. Da, deci cu certitudine se poate vaccina și dacă păstrăm acea perioadă deocamdată până avem rezultate și asupra vaccinării gravidei. Probabil că vor veni în scurt timp și date de siguranță legate de vaccinarea gravidei, deci, dar la acest moment păstrăm. Da, doamnă Ioana, spuneți. Deci soțul nu va fi afectat în privința asta, da? Nu va fi afectat. Da, vă mulțumim frumos. Toate cele bune. Toate cele bune. Sărutul mine, doamnă. Eu zic că e o întrebare pertinentă. Și vedeți, așa se adună. Da. Foarte multe întrebări. O altă întrebare pe parcurs care mi-a parvenit. Anticorpii. Imediat mi-și la dumneavoastră, domnule profesor Hâncu. Nu vă lăsăm să stați așa. Doar să-i spun, doamne Ioane, să se iubească în continuare, dar cu grijă. Mai spuneți o dată? Deci să se iubească? Cuplului respectiv să se iubească în continuare, că e păcat să nu o facă, da. Dar cu grijă, cu grijă. Cu grijă. Bine, păi în mod sigur, doamna Ioana, dacă ne ascultă, vizionează emisiunea aceasta, auzit și această replică a profesorului Hâncu. Anticorpi calitativi și cantitativi. Ce înseamnă această separare anticorpilor calitativi și cantitativi? Vă ascult, doamnelor, nu știu cum vă împărțiți în... Sau fiecare să-și spună părerea. Hai, doamna Trifu. Din păcate nu este deloc domeniul meu de expertiză. Eu vă întreb ca să văd, ca să nu vă supăr. Liniștit e doamna doctor Briciu. Bine, atunci am eu pentru dumneavoastră o altă întrebare. Imediat. Bine. Doamna Briciu, vă ascult. Cu da. Cantitativul. Cu cantitativul. Acum avem disponibile numeroase kituri comerciale de detecție a anticorpilor împotriva virusului SARS-CoV-2, dar nu avem acele unități internaționale care să uniformizeze exprimarea titrului de anticorp. Deci sunt valori cantitative, dar nu sunt uniformizate. Depinde de kit, valorile sunt raportate la o limită de detecție a acelui kit. Deci există titruri cantitative, dar depinde de ce kit folosim la un moment dat, spre deosebire de alte metode serologice care sunt standardizate la acest moment. Deci va mai dura până se Am va înțeles. Ajunge la uniformizare, la atingerea unor unități internaționale de măsurare. Deci așa cum înțeleg de la dumneavoastră, încă suntem, adică medicina, adică medicii, încă sunt în acea fază în care sunt destul de multe necunoscute, dar cele care sunt deja cunoscute, acelea sunt folosite la maxim. Doamna doctor Trifu, ca să revin la dumneavoastră, un caz în care un pacient cu COVID la internare CT-ul spune afectare 25%, sper că spun bine, afectare 25% la plămâni, trec două luni de zile, un alt CT sau două luni jumate, mă rog, și se spune că totul este absolut ok, ca lacrima, adică și-a revenit plămânul. Se poate întâmpla chiar în halul acesta, halul, zic în ghilimele, ca să se curețe sau nu știu ce se întâmplă cu plămânul? Sigur că da. Nu avem experiență pe termen mai lung de o lună în urmărirea pacienților.
Însă, chiar de cele mai multe ori, pacienții după pneumonia COVID evoluează destul de bine cu resorpție completă a leziunilor pulmonare. Acum, sigur, în funcție de gradul de afectare, cei care au avut afectări mari de peste 70%, care au fost intubați și ventilați mecanic, acestora le persistă leziunile mult mai multă vreme, cu siguranță mai mult de o lună. Le mai găsim în fază de resorpție, însă am avut și situații în care chiar și la afectări atât de mari, la 25%, de obicei se resorb complet. Dar am avut inclusiv la 70%, când la o lună... 70% și a revenit. Da, pacienți mai tineri, într-adevăr. Avem experiența unui pacient de 32 de ani, dacă nu mă înșel, care a fost inclusiv în terapie intensivă, nu fusese intubat, însă a fost pe ventilație non-invazivă cu afectare de 70%, care la o lună de zile era cu resorpție completă. Da, mulțumesc foarte mult. Așteptăm pe mai departe telefoanele, întrebările dumneavoastră, dragi telespectatori, să văd dacă este... Da, este afișat numărul emisiunii 0264420135. Vin către domnul profesor Hâncu. Știu că de fiecare dată, domnule profesor, sunteți foarte la curent cu tot ce se scrie în literatura de specialitate mondială. Dacă aveți, în afară de ce v-am citat eu acum, ce a apărut pe o agenție de știre cu acele date, dacă de o săptămână ați cules noi informații. Nu, este ora de informații culese, ci cele trăite. Cele două colegi s-au vaccinat ieri. Întrebarea mea este, dar tot așa, pe baza celor care au venit din lume sau chiar din curiozitatea noastră, având în vedere că urmează să ne revaccinăm, să se facă vaccinul 2, dacă frecvența reacțiilor adverse ar putea să fie mai mare în această situație? Când și cum? Da, aici, dacă îmi permiteți, domnule profesor, aș veni pentru început cu datele din studiul de fază 3 de siguranță și eficacitate a vaccinului cu care ne-am vaccinat și noi, cel al firmei Pfizer. Aceste date de siguranță ne-au arătat că reactogenitatea locală, respectiv durerea, poate mai rar și tumefierea sau roșeața la locul administrării vaccinului, au fost mai frecvente după doza 1 și au scăzut la doza 2. În schimb, reacțiile sistemice, și aici sunt incluse febră, frisoane, dureri de cap, oboseală, acestea au fost mai frecvente după doza 2. Deci noi aveam dinainte aceste date de siguranță, ne așteptam să avem reacții sistemice mai frecvente după doza 2 și acum aș veni cu experiența noastră în administrarea dozei 2, respectiv ziua de ieri și ziua de astăzi, în care am vaccinat aproape 200 de persoane. Și am avut într-adevăr două reacții adverse sistemice de tip febră și frison. Febră 38 de grade și frisoane, care au apărut undeva tot așa la 12 ore după administrarea vaccinului, ca și reacțiile locale, să spunem, acel interesant interval liber. Deci acestea le-am avut și noi după cele două zile de vaccinare. Au remis, febra a remis la administrarea de antitermice paracetamol, deci nu a fost un simptom care să impună internarea sau alte măsuri terapeutice suplimentare, dar le cunoaștem și posibil să mai apară cefalea, oboseala. Acum oboseala greu de evaluat în persoană. Da, că nu știm exact de la ce provine. Noi, în special că am auzit legenda aceasta, imediat o să-l rog și pe domnul profesor și pe doamnele doctor să discutăm despre această zi de luni, nu știu, așa mai special, că am citit că lunea aceasta e mai anormală din multe puncte. A treia lună a anului. Da. Doamna Dumbrean din Florești așteaptă pe telefon. Sărutumile, stimată doamnă. Bună seara. Vă ascultăm cu mare interes. Vă sunt din Florești, Cluj. Am și o întrebare pentru doamna doctor. Pentru doamnele doctor. Doamnele doctor, da, sau domnul doctor. Eu am 65 de ani împliniți. Mulți înainte. Sunt cu o suspiciune de mastocitoză în urma unui șoc anafilactic și o reacție meningială
în urmă la o migrare cu lipiodol, o substanță de contrast în coloană care nu se mai resoarbe. Întreb dacă eu aș putea să fac vaccinul. Vă ascult, doamnelor. Doctor. Aș răspunde eu, dacă îmi permiteți. Legat de partea de alergii la vaccin, datele pe care le avem la acest moment ne arată că persoanele care au avut reacții alergice în antecedente severe nu au o frecvență mai mare a reacțiilor alergice după vaccin. Dar bineînțeles că există un risc și vaccinarea aș recomanda să se realizeze într-un spital, într-o unitate spitalicească în această situație, dacă este posibil, pentru a fi urmărită în perioada imediat după administrarea vaccinului. Deci atunci doamna Dumbrean să se vaccineze, dar sub strictă monitorizare, da? Sub strictă monitorizare, da. Avem unitatea spitalicească să aibă neapărat ATI. Da. Deci un test alergologic nu se poate efectua? Nu, un test alergologic nu se recomandă și, după cum spuneam, nu e mai frecvent la cei care au alergii alimentare sau la antibiotice. Nu s-a arătat că este mai crescută frecvența reacțiilor alergice după vaccin, dar având această particularitate și aceste antecedente, aș recomanda o monitorizare atentă la momentul vaccinării. Noi tot timpul analizăm riscul și beneficiul. Și în rândul personalului medical care are un risc prin expunere, noi am vaccinat și persoane cu reacții alergice în antecedente, cu urmărire și nu am avut probleme. Poate vă vine în momentul când vă faceți programarea sau vă vine rândul sau sunteți programată așa pe baza algoritmului, să menționați neapărat că sunteți alergică și că, sigur că aveți, da, pentru că opțiunea aceasta spre un... De unde sunteți? Din Florești? Florești-Cluj, da. Atunci, fără îndoială, să veniți la una din clinicile din Cluj. Da, bun, mulțumesc. Să rămână sănătate multă. Doamna doctor Trifu, vin spre dumneavoastră, fumatul versus COVID-19. Cât de mult afectează, cât de mult încetinește refacerea, resorpția, nu știu exact care cuvânt l-ați folosit, la un plămân afectat, dacă respectivul a fost, este fumător? N-aș putea spune, cel puțin din experiența clinicii noastre, n-aș putea spune că fumătorii au fost neapărat mai afectați, mai ales în timpul bolii acute de acest aspect de fumat, însă fumătorii au riscuri adăugate prin prisma bolii cronice de plămâni, a bronșitei cronice și a enfizemului pulmonar pe care îl dezvoltă de-a lungul anilor, 15-20 de ani sau mai mult de fumat, și sigur asta nu-i ajută în refacerea pulmonară, cu siguranță. Deci un fumător, că trebuie să rostogolesc aceste întrebări una între alta. Un fumător n-are o imunitate mai mare, întreabă unii telespectatori. În niciun caz. În niciun caz. În niciun caz. Dacă cineva are COVID, nu știe, e asimptomatic și pe parcursul bolii se vaccinează, pentru că nu știe omul și nici nu s-a testat. Doamna doctor Briciu, ce se întâmplă? Ce se poate întâmpla? Nu avem o atenționare specială și în același studiu, revind la datele de siguranță, au fost incluse și persoane care ulterior s-a dovedit că aveau anticorp. Nu știm când trecuseră prin infecție, dar ei au fost vaccinați. De aceea nu există recomandarea de testare nici serologică, nici virusologică anterior vaccinării. Ce se poate întâmpla? Să dezvolte boala, cum am avut și noi situații, la 2-3 zile după vaccinare, erau în perioada de incubație sau la debut, s-au vaccinat și au dezvoltat boala. Dacă o dezvoltă undeva după ce au reușit să producă niște anticorpi, șansa este să fie o formă mai ușoară. Deci dacă intervalul între vaccinare și infecție după prima doză, care știm că nu asigură în totalitate protecție, totuși putem să avem beneficiu unei forme mai ușoare de boală. Deci cu fiecare zi care trece după vaccinare câștigăm anticorpi și ne reducem
riscul unei boli severe, unei boli ușoare, ajungând până la fericita situație că nu vom mai fi infectați. Da. Cât de mare este diferența între rata apariției anticorpilor după vaccin sau după boală? Pentru că o colegă de-a noastră, acum o lună, ea și familia ei, 3 persoane, s-au infectat, au fost tratați acasă și acum venind vaccinul, a dorit să vadă dacă are anticorpi. Ei, n-avea nimic. N-avea. Așa este. Nu avea. În schimb, ce am testat noi la 2 săptămâni după prima doză de vaccin, personalul nostru testat deja avea anticorpi. Chiar la 2 săptămâni. După, deci anterior, da, haideți că avem foarte multe telefoane, slavă Domnului, tot mai interesați telespectatorii noștri. Domnul Sava din Focșani, da? Bună seara! Domnul Sava! Da, bună seara! Bună seara, vă ascultăm, sunteți în direct! Da, da, da! Întrebarea! Cotești, așa. Deci întrebarea, da. Da, am o întrebare, doamnele doctor și domnul doctor. Am o alergie, adică deci mă mănâncă pielea și urticare, să mășică pielea. Da. Întrebarea concretă. Și mâncărim pe corp. Am fost la dermatologie și mi-au dat unguenturi și pe care bucată să iau. Domnul Sava, întrebarea concretă, dacă vă puteți vaccina, asta ar fi întrebarea, să vă ajut eu. Avem ceva probleme. Domnul Sava, vă rog eu frumos, dacă mă auziți, dați la minim televizorul. Dați la minim televizorul, pentru că... Da, și vorbim pe telefon, da? Deci întrebarea domnul Sava, întrebarea noastră concretă către invitații noștri este dacă în astfel de situații puteți să vă vaccinați? Da, exact așa, da. Vedeți? Gând la gând. Doamnelor? Răspunsul este da. Deci, răspuns scurt, hotărât, da. Da, se poate. Da, bine, vă mulțumim. Mulțumim și noi sănătate. Pentru telefon, sănătate multă, așteptăm și pe mai departe telefoanele. Domnule profesor, vă luați notițe de la începutul ediției de astăzi. Dacă nu sunt indiscret, cam ce v-ați notat? Mi-am notat că aș dori să menționez faptul că foarte multă lume vrea să se vaccineze. Vă aduceți aminte că... Exact, gând la gând. Dățile trecute aveam problemă cu comunicarea. Am prefigurat acest lucru și am spus, aveți răbdare, românul este înțelept, populația noastră am o încredere deosebită în ea. Mă refeream atunci cu deosebire la profesori și spuneam, aveți răbdare că se vor vaccina cu toții. În momentul de față știți care este situația, nu numărul celor care vor să se vaccineze, ci modul cum se satisface dorința lor este o problemă, dar și aceasta se va rezolva într-o zi, două. Treptat vor fi tot mai mulți și, fără îndoială, nu aceasta reprezintă o problemă. Platforma Dar care este problema? Platforma și ea se va ameliora și, fără îndoială, va fi bine. Am înțeles că acolo cu platforma aceasta tot mai multe sincope sunt, dar ni s-a promis nouă populației că se va remedia. Da, probleme tehnice. Ceva de ce a spus doamna Violeta Briciu, colega noastră, și anume, din moment ce este posibil ca după vaccinarea a doua să apară febră, atunci e bine să ne luăm temperatura după amiaza zilei respective și eventual seara la culcare. Și acum, Violeta, am o întrebare. Ar fi bine să luăm chiar și preventiv paracetamol? Nu recomandăm administrarea profilactică de antitermic, ci doar dacă apare, sunt foarte rare raportat la numărul de vaccinări. Deci noi am avut la 2 persoane din aproape 200 de vaccinați, deci nu se justifică să administrăm preventiv. Dacă, bineînțeles, sunt simptome, simțim o durere de cap, un disconfort, poate să ajute paracetamolul. Domnul Filimon din Cluj, da? Dacă bine am înțeles. Da, bună seara. Bună seara. În primul rând, multă stimă și respect la invitația dumneavoastră.
Sunt de față, chiar dacă sunt via Skype, v-au auzit și vă mulțumesc tot via Skype. Așa, via Skype. O întrebare pentru domnii profesori. Am 70 de ani și m-am înscris la, pentru vaccin și soția. Întrebarea poate să pară haslie. Da. Ce interdicții sunt în ceea ce privește hrănirea, mâncarea și băutura? Acum, la băutură nu e vorba de beție. De... Băutură ca băutură alcoolică sau? Păi, ca alcoolică, bineînțeles. Păi bine, păi și paharul cu apă de la robinet. Dietă băutură, da. Da. Bun, hai să ascultăm câte o părere. Poftiți? Ați că și oaia bea. Da, după. Hai să ascultăm. Știu că îmi veți spune... Dacă bea oaia, bea și berbecul atunci. Da, știam, domnul profesor, că veți avea. Vă păstrez pentru final cu replica. Dar hai, cu domnul chiar... profesor de vreo 35 de ani. Dacă doamna doctor Trifu chiar îmi spune că nu este domeniul strict al domniei sale, tot am să iau o părere de la dumneavoastră, doamna doctor. Nu, ca medic, clar vă pot spune, chiar și radiolog, vă pot spune că nu sunt astfel de contraindicații și tot ca medic vă pot spune că nu recomand în niciun caz excesele de niciun fel, vaccinat sau nu. Da, foarte bine. Da, spuneți, domnul Filimon, ați comentat ceva? Nu, am zis că foarte bine. Mă refeream că nu s-a spus până acum de nimeni, de către nimeni. Foarte bine. De asta ne și place că avem telespectatori foarte, foarte inteligenți care ne transmit întrebări pe măsură. Doamna doctor Briciu. Da, cu multă stimă și respect. Stați acum, trebuie să-i ascultați pe toți trei. Nu avem astfel de restricții, bineînțeles atât activ cât nu raportăm cefaleea după consumul de alcool ca fiind cefalee post-vaccinală ca o reacție adversă, dar totul cu moderație este absolut permis și nu sunt restricții de niciun fel în acest sens. Da, vă mulțumesc și vă rog să zâmbiți la toate întrebările care vi le pun telespectatorii dumneavoastră. Sunteți foarte simpatic, domnul Filimon. Vă angajăm așa din când în când să ne sunați ca să mai și zâmbim așa din când în când. Că ne... Tot timpul, 5 minute dacă zâmbești pe zi, face foarte bine. Dacă n-ai de cine să zâmbești, zâmbești de tine. Domnul Filimon, da. Mai stați două minuțele, pentru că mai stau. Nu știu care e răspunsul domnului profesor Hâncu la problema dumneavoastră. Bine. Știu ceva cu un ceai, cu vin. Da. Eu n-am nimic cu vin, să știți. Stați să-l ascultăm pe profesorul Hâncu. Nu. Eu aș vrea să-l întreb pe domnul Trifu dacă are vreo întrebare exactă. Se referă la vreun aliment special sau la ce fel de culoare are vinul pe care vrea să-l bea? Vinul, culoarea roșie. Culoarea roșie. Da? Nu mai mult de 1-2 pare pe zi. Bine? Și numai după mâncare. Da, domnul profesor. Și încă ceva, cam la o lună după ce vă vaccinați. Am glumit, la 2 săptămâni. Foarte bine că glumiți și așa se face și dumneavoastră și doamnele. Deci ați reținut, domnul Filimon, la 2 săptămâni după vaccin, v-a dat profesorul Hâncu dezlegare pentru... 1, maxim 2 pahare de vin roșu. Cred, da, roșu a zis, nu? Paharul de vin înseamnă 150 de mililitri. Da. Mi-a dat dezlegare. E dezlegare și la pește. Dar Mulțumim, domnul Filimon. Hai, seară bună, să aveți sănătate multă. Toată stima și respectul pentru dumneavoastră. Doamne ajută! Asta mi-aduce aminte de doamna din București care ne-a urat să avem un an nou vesel. Da! Așa e, să avem un an nou vesel, e cel mai bine. Doamnele doctor, doamna doctor Trifu, doamna doctor Briciu, exact ce spunea și domnul profesor acum câteva minute bune, a prevăzut foarte bine, dar cred că și dumneavoastră ați prevăzut treaba aceasta, acum 3 săptămâni când ne-am văzut ultima oară și ne-am vorbit, că atunci încă era problema cu mentalitatea pacientului, publicului telespectator, să nu meargă, bine, și acum mai există
semne de întrebare la unii și la alții. Ce să facem? De ce vaccinul acela? Și acum câteva secunde m-au întrebat în cască de ce nu se poate să alegem între vaccinuri. Vă spun sincer, nu dumneavoastră, ci celor care sunt interesați, de ce nu. Eu, dacă mi se pun 10 vaccinuri în fața mea, pot să mă uit la oricare cu aceeași ardoare, cu aceeași, cu același interes, pentru că nu-mi dau seama dacă e Pfizer-ul ăla sau e Motorola sau, mă rog, cum se numește. Stați. Moderna. M-a ajutat colegul meu, cameraman Toma. Deci poate să fie în fața mea orice fel de vaccin, pentru că nu mă pricep. Nu, doamna Trifu? Așa este. Eu mă bucur că există deja, avem și al treilea vaccin aprobat, sigur condiționat ca și celelalte, însă vom avea o paletă și mai mare de vaccinuri și acesta nu e decât un lucru bun. Văd că am ajuns deja în situația în care cererea este chiar mai mare decât... În unele locuri, doamna doctor, chiar cu mult mai mare. Exact, exact. Suntem doar la început, ne bucurăm de fiecare vaccin nou aprobat. Sunt convinsă că nu vor pune probleme de siguranță câtă vreme vor fi aprobate oficial de organismele acreditate, așa încât ca și pacient aș avea încredere în tot ce este aprobat și în autoritățile. Cred că în asentimentul dumneavoastră și doamna doctor Briciu și domnul profesor Hâncu. Mergem la doamna Irina din Cluj-Napoca. Sărut mâinile. Bună seara. Vă ascultăm. Azi am umblat toată ziua, am mers la medicul de familie, locuiesc în cartierul Mănăștur și la termoelectric a avut cabinetul. Iar de acolo mi-a spus portarul că și-a schimbat locul, cabinetul, da. Undeva lângă Cocoșul de Aur, pe izlazul la numărul 13. Uauleu. Am umblat 3 ore pe jos, eu fiind persoană cu 2 proteze bilaterale la picioare și n-am găsit nicăieri izlazului 13, măcar că locuiesc în cartier de Care este întrebarea dumneavoastră, doamna Irina? Cum pot să mă înscriu? Eu pe internet nu mă pot descurca, deci cum pot să mă înscriu pe această doctoriță? Nu știu unde o să o găsesc. Bun, problema numărul 1, nu o găsiți pe doctorița dumneavoastră, medicul de familie, da? Da. Doi, nu vă pricepeți foarte multă lume? Nu mă pricep la internet. Foarte multă lume este ca și dumneavoastră? Ei, să vedem în astfel de situații, în astfel de cazuri, ce este de făcut. Doamna Briciu, doamna Trifu, domnul profesor? Aici poate am să-l rog pe domnul profesor Hâncu, dacă vine cu precizări. Noi, ca și spital, nu am fost implicați în programarea persoanelor. Dumnezeu, să știți ceva, domnule Hâncu, ce se poate face în astfel de situații? În afară de faptul că ar trebui să-și găsească pe cineva, zic eu, de la mine putere, doamna Irina, pe cineva care să o ghideze pe dânsa, adică cu înscrierea, cu începând de la un calculator. Eu aș ruga pe doamna să aștepte o zi, două, trei, până se pune la punct platforma și apoi în acel moment, care nici eu nu pot să știu că e mâine sau peste 3 zile, cineva din apropiații dânsii să o ajute pentru a se putea programa. Legat de medicii de familie, și aici reproduc ce a spus domnul ministru Voiculescu chiar în urmă cu o oră și jumătate, se repete, să vă dați seama câți apelează la un medic de familie și atunci ar putea să fie telefonul ocupat și în alte situații pur și simplu să dea telefon la DSP și să întrebe. Să solicite un număr de telefon de la DSP. Da, doamna Trifu, vă ascult. Mă scuzați că am intervenit. Chiar există opțiunea call center-ului. Este un număr de telefon, e în cadrul DSP-ului și este cea de-a treia opțiune de... Da, dar nu cunosc acest număr. Stați, doamna Irina, avem o mică problemă la doamna Trifu, poate o remediați, dragi colegi. Libra mare, sigur. Gata, uite, hai că s-a remediat. Mi-ați promis din regie că este un număr unic, da? La care
Păi mai repede un pic pentru doamna Irina, ca să trecem și peste acest impediment, dar văd că mi s-a confirmat și de la doamna doctor Trifu că există un număr de telefon la care se poate apela. Eu sugerez chiar să se noteze aici, să vadă toată lumea. Da, că acum dacă faceți rost de numărul acela colegilor. Scrieți acum numărul acela, adică call center-ul. S-a găsit numărul? Nu s-a găsit. Doamna Irina, mai sunteți cu noi? Da, da. Vă rog să așteptați un pic până... Da. De asta e emisiunea aceasta vie, pentru că totul se întâmplă neregizat, totul se întâmplă aici de față cu dumneavoastră. Da, 021-414-44. Bun, am să vă rog, ăsta este un număr la nivel național, ceea ce înseamnă că virgulă cuprinde și Clujul. Vă rog, doamna Irina, să vă notați. Colegii mei, între timp, vor și vor afișa mulțumesc. Pe... Mulțumesc. Ăsta l-am notat de la altă emisiune. Eu l-am notat. 021-414-445. Și ați vorbit la acest număr? Nu, n-am sunat. O să încerc mâine. 4425. Vă rog frumos și să ne țineți la curent ce se întâmplă. Deci fără prefix, fără nimic, deci atât 021. Păi... Ăla-i prefixul 021. Am înțeles. 414-4425. Am înțeles. Mulțumesc frumos. Sănătate multă și să sperăm că se va remedia, în sensul că veți putea rezolva. Multe astfel de cazuri întâlniți, doamna doctor Briciu, adică cunoscutul cunoscuților dumneavoastră că nu poate sau... Exact ca și doamna de mai înainte, nu știe cum să acceseze, are nevoie de ajutor. Știu că au fost dificultăți și sperăm că se îmbunătățește această platformă și comunicare, dar se depășesc cu greutăți în unele situații, într-adevăr, cu timp alocat acestei programări, acestei înregistrări, dar până la urmă cu succes. Eu zic că totuși este o variantă bună această platformă și această posibilitate de programare și facem pași în inițierea vaccinării persoanelor din faza 2, persoanele cu risc în principal. Domnul profesor? Da, și eu spun la fel, răbdare. Pentru că ce nu se rezolvă astăzi, se rezolvă mâine dimineață sau mâine după masă și nu trebuie nici de cum panică, pentru că nu folosește la nimic. Fără îndoială, întotdeauna noi am avut dreptate și am spus lucrurile se vor rezolva, suntem pe o cale foarte bună, nu bună. Doamna doctor Trifu, am notat acum câteva zile de la unii telespectatori să întreb neapărat... Dacă cei care au avut probleme pe perioada infectării cu plămânii, ulterior au nevoie de vreo gimnastică mai specială pentru plămâni, dacă există așa ceva? Există o kinetoterapie, însă pneumologul este cel care îi va urmări pe termen lung și le va recomanda, dacă consideră necesar, în funcție sigur și de restul analizelor și de aspectul imagistic al leziunilor, dacă mai au leziuni pulmonare sau nu, este vor fi urmăriți practic de către pneumolog mai departe și acesta le poate spune. Am înțeles. Doamna Maria din Brașov, acoperim toată țara românească. Hai, vă ascultăm cu mare drag, doamna Maria. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Aș vrea să întreb, domnii doctori, dacă cineva care a avut hepatită în copilărie da. Are voie să se vaccineze. Vaccin. Da? Da, și are și o rinită la alergic la praful de casă. Praful de casă. Deci două întrebări într-una, da? Da. Vă ascult, doamnele, domnul profesor, cine dorește să răspundă doamnei Maria din Brașov? Să răspundă doamna director Briciu, pentru că o chiar rog, pentru că este tema dânsii.
Acum, dacă e vorba de rinită alergică, am și eu și pot să spun că... A avut hepatită. Da, deci am înțeles cele hepatită. Două probleme. Doamna Briciu? Acum, antecedentele de hepatită, depinde de ce hepatită discutăm. Îmi cer scuze, oare ce hepatită? Știți mai mult? Doamna Maria? Hepatita B a avut în copilărie. Copilărie. Acum, oricum, noi avem recomandare de vaccinare și nu este absolut nicio contraindicație de vaccinare a acestei persoane, iar hepatita cronică B intră chiar ca un factor de risc. Deci dacă este o hepatită cronică, o ciroză hepatică, atunci cu atât mai mult intră în categoria de risc și se recomandă prioritizarea vaccinării. Dacă nu vor, dacă sunt antecedente fără cronicizare, atunci vor intra în vaccinare cu restul populației generale. Dar absolut nu există nicio contraindicație, din contră o recomandare fermă dacă deci discutăm de o boală cronică hepatică. Cum a spus doamna Maria? Doamna Maria, am pierdut... Deci nu are nicio interdicție. Nu, din contra. O recomandare. Mulțumită de răspuns, doamna Maria. Vă mulțumim. Vă mulțumesc tare mult. Sănătate multă. Zice așa, vin știrile peste noi și zice așa... Am o rugăminte să se menționeze numărul. Numărul unic la nivel național s-a menționat și să vadă toată lumea despre ce este vorba. Numărul unic este afișat deja. Colegii mei sunt foarte operativi la nivel național 021-414-25. Da, este acolo. Mulțumim foarte mult că a fost afișat. Știrile de ultimă clipă zic așa, dezastru cu platforma de vaccinare anticovid. Medicii de familie spun e nevoie de multă răbdare, nu toți pacienții cronici pot fi luați în evidență. Cam despre aceste lucruri am și povestit în decursul acestei emisiuni. Doamnele doctor, doamna doctor Briciu, doamna doctor Trifu, dacă ar trebui acum să se organizeze un fel de caravană, cum s-a mai organizat și din punct de vedere medical, erau diferite campanii de vaccinare de alt gen, pur medicale, și ar trebui să participați la o astfel de caravană, doamna doctor Trifu. Adică să țineți câte o scurtă prelegere celor interesați care se adună într-o sală de clasă, se adună într-un amfiteatru. Cam despre ce le-ați vorbi acum? Despre care parte a actualității acestei campanii de vaccinare? Ar trebui să mă repet aici. Voi spune bine, același asta lucru. Cu repetatul e cel mai bine. Exact. Voi spune același lucru pe care l-am spus și după prima doză de vaccinare. Vaccinul este un lucru pe care l-am așteptat de la începutul pandemiei. Cu siguranță, câtă vreme este oficial acreditat și distribuit, este absolut sigur și este singurul element care ne poate ajuta în acest moment să revenim la normalitate, normalitatea pe care ne-o dorim cu toții. Cred că este pe înțelesul tuturor acest lucru și sunt dovedite științific că sunt sigure. Știu că aici este o mare reticență din partea pacienților. În cel mai rău caz, ca să zic așa, pot să înțeleg reticența pacienților, însă ar putea să aștepte, nu foarte mult cu siguranță, nu pot să recomand o așteptare îndelungată, dar ar putea să aștepte puțin și să se convingă singuri că nimeni, de până acum, deja avem peste 235.000, dacă nu mă înșel, de oameni vaccinați în țară la noi, care nu au avut nici unul reacții adverse, nici măcar moderate. Toate sunt reacții Am ușoare. Înțeles. Așadar, da. Recomand. Ultim telefon, ultimele 5 minute, doamna Margareta din Beclean, da? Da. Bună seara!
Bună seara, doamna Margareta. Vă rog frumos o întrebare. Anul acesta am să împlinesc 80 de ani și am avut un ajutor, sunt singură. Ajutorul s-a îmbolnăvit de COVID. În 24 decembrie a terminat. Dar s-a constatat că are pe plămâni ceva pe bronhii, ceva pete albe s-a văzut. Și acum eu întreb, ce aș putea să îl primesc în casă sau când aș putea să primesc în casă, să nu primesc și eu? Ah. Dacă e vorba de plămâni, poate doamna Trifu? Da. Dacă e vorba de leziuni pulmonare restante, pneumonie, practic, restantă după infecția cu COVID, acestea nu reprezintă o amenințare pentru cei din jur. Sunt pur și simplu sechelele pneumoniei avute, nu mai au legătură cu faptul de a fi pozitiv și de a împrăștia mai departe sau de a molipsi pe cineva. Face aerosol, am auzit ceva pompă, s-a scris, că nu stă cu mine, că stă în alt sat, dar ceva pompă lunar, 4 luni trebuie să facă, cred că aerosol. Da, păi da, doamna doctor Trifu v-a dat răspunsul. E bronhii. Și încă o întrebare aș avea. Pe scurt. În Norvegia am auzit că deja s-a retras Pfizer-ul, fiindcă a murit vreo 30 de bătrâni. Ce părere au medicii despre acest lucru? Aici nu se prea spune. Eram sigur că pe finalul ediției de astăzi se va ivi și problema norvegiană. Dacă cineva dintre dumneavoastră are vreo părere, vă ascult. N-am nicio părere, pentru că totul a venit din media. Nu spun că media nu redă cu fidelitate, dar pe plan științific nu există nicio explicație la fenomenul norvegian. Noi am mai avut cu peninsula scandinavă astfel de comentarii legate de celebra experiență suedeză și vedeți că până la urmă n-a fost cea care s-a spus. Ce s-a întâmplat cu sărmanii care s-au prăvădit, se pare că erau foarte, foarte bolnavi. Dar se pare, nu știm nimic, nu avem niciun comentariu științific până acum, tot ce este numai o știre. Și păi, bine, da, domnule profesor, da. Mass media trebuie să-și alimenteze informațiile din domeniul științificului, nu? Da, ai spus, ar trebui, nu? Știam, deci nu mă lupt cu dumneavoastră, pentru că tot eu o să pierd acum la aceste lupte greco-romane, dar suntem deci, chiar la final. Vă asigurăm că peste o săptămână orice apare legat de fenomenul norvegian va fi comentat de către noi aici. Deocamdată, până în momentul de față, nu avem, și sper că nu mă înșel, nicio analogie cu ceea ce s-ar putea... Am înțeles. Doamna Briciu, doamna doctor Briciu, confirmă și domnia sa? Da, așa este. Nu avem publicații medicale științifice, nu avem nimic apărut în revistele de specialitate ca o analiză a acestor decese și o concluzie legată de acestea. Doamna doctor Trifu, post-COVID, într-o situație post-COVID, cam câte ore trebuie să ne plimbăm zilnic în aer curat? Mai curat decât cel din centrul Clujului. La ce temperatură, Karen? Da, la ce temperatură, ne spune doamna doctor. E binevenit oricând o plimbare în aer liber, indiferent dacă am avut sau nu COVID. Nu ne strică, ca să zic așa, să ne aerisim un pic. Dar să nici nu fie foarte, foarte frig, foarte rece, pentru că nu cred că ne ajută. Iulia, ești de acord că masca ne protejează și de frig? Într-adevăr, vă pot spune că am fost la schi anul acesta, o singură zi, însă exact asta comentam cu prietenii mei, că e formidabilă masca. Vedeți, mai sunt locuri unde, sunt locuri unde e binevenită masca. Gata, am ajuns la final. Dacă stai mai mult o jumătate de oră cu mască în frig, e bine să o schimb la o jumătate de oră, că altfel se face un condens. Da, așa este și este foarte neplăcut acel condens. Scade mult temperatura. Doamna, doctor Violeta Briciu, doamna doctor Iulia Trifu, domnule profesor Nicolae Hâncu, mulțumesc foarte mult, a fost o ediție foarte interesantă.
Mulțumesc telespectatorilor care ne-au sunat din toate părțile țării și cred că au rămas cu informații foarte prețioase. Mulțumesc încă o dată. Vă mai așteptăm, stimate doamne, în această emisiune și pe dumneavoastră, dragi telespectatori, nu uitați de purtarea măștii, nu uitați să vă preocupați de acea platformă, să se preocupe și cei de la STS sau, mă rog, alte instituții ale statului să ne fie mai ușor și să le fie mai ușor și domnilor lor. Cam atât pentru astăzi. Sănătate, sănătate și iarăși sănătate. Cele bune!